Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut, toată lumea vorbește despre ce n-a făcut primarul Nicu Șordan. Nici nu e prea mult. Dar și nu la primărie, că acolo sunt... E clar, știm, că... Adică... N-a făcut nimic. Nu mai e nimic nou din ce n-a făcut, e cu vaccinarea. Din păcate. Domnul Nicu Șordan nu s-a vaccinat. Da. De unde e și întrebarea? Ce faci dacă vrea să te bată Nicu Șordan? Intri în mall. Vă scuzați. Deci zice așa domnul Nicu Șordan... Ce bun e asta. Într-un interviu... Zice, am spus că mă voi vaccina. Deci povestea a apărut după ce domnul Nicu Șordan s-a dus la guvern săptămâna trecută la o întâlnire. Și nu l-au primit că n-avea vaccin. Da, și presa l-a văzut pe scărpă acolo. Și ce faci, domnule? Păi că erai și dezorientat, da, cu părul ăla așa. Mă duc în altă parte. Nu, și ăștia ai naibii gazetari răutăcioși. Da, n-aveți certificat, nu v-au lăsat să intrați la guvern? Nu, s-a mutat locul întâlnire. A, că nu v-a lăsat să intrați. Da. Ba nu, s-a mutat locul. Hai, domne, zic că nu te-a lăsat să intri. Mă rog. Și în sfârșit, toată lumea, ce exemplu dă primarul capitalei? E bună dreptate. Totuși, după președintele României, omul cu cele mai multe voturi din România. Domnule, e capitalul primarul nostru aici în București. Da. Ar trebui să iasă în față cu pieptul dezgolit. Ce vaccinare? În condițiile în care vorba este o tragedie continuă în spitale și prin familii, mă rog. Și zice așa domnul Nicu Șordan, am spus că mă voi vaccina după ce fac un număr de teste pe care n-am apucat încă să le fac, pentru că există niște urgențe care sunt mai importante. Am spus și o repet, mă voi vaccina după ce fac un set de analize pe care n-am avut timp până acum să le fac, a zis domnul Nicușor. Analiză, da, matematică sau ce? Nu știu. Mă rog, are dânsul, vrea să-și facă analize. Probabil okay, își face, da, anticorpi sau... Da. Dar întrebat așa, că știi, atunci când ești om politic, mai ales într-o funcție publică, e o funcție și de reprezentare, nu este doar de administrare. Contează. Bravo. Ce exemplu dai, adică chiar contează. Dacă te duci la birou cu bicicleta sau dacă te duci cu SUV-ul, dacă te îmbeți prin cârciumi sau dacă te duci la biserică, adică lucrurile astea, da, au influență, au impact. Un om obișnuit le poate face, nu interesează pe nimeni. Dar pentru o persoană publică de asemenea amplitudine, contează. Și întrebat dacă ezitarea sa de a se vaccina n-ar putea să le creeze oamenilor o reticență în a se vaccina și ei la rândul lor, primarul a răspuns. Citez. Oamenii nu-și aleg un primar care să le fie model, ci unul care să rezolve problema căldurii și apei calde, problema traficului, poluării, aerului, mediului de afaceri, problema locurilor de muncă. Bravo. Exact. Deci, măcar, știi, prima parte nu înțelege cu modelul. Da, da, trebuie, da, să fie și model, domnul primar. Îmi pare rău că trebuie să... Da, a doua... Deci o știe. Nici a doua n-are treabă. Da. Adică... Tu ai mai apă caldă? Ia zic, cât e temperatura? Ocazional. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.